Doamna Maigre telefonase ca să afle ce făcea soțul ei. Nu-ți pot aduce nimic, de exemplu, periuța de dinți? Mulțumesc, mi-am cumpărat una. A telefonat judecătorul. Sper că nu i-ai dat numărul meu. Nu, i-am spus doar că ești plecat de acasă de ieri după amiază. Soția lui Chevrier coborâ dintr-un taxi din care scoase coșuri pline cu legume și pachete. Fiindcă Maigre îi spunea doamnă, ea insistă. Ziceți-mi, Irma, veți vedea că toți clienții or să-mi spună imediat Irma. Nu-i așa, Emil, că domnul comisar poate? Nu prea venea lume. Trei zidari care lucrau pe o schelă aflată pe strada vecină veniră într-o pauză. Aduseră cu ei pâine și salam și comandară 2 litri de vin roșu. E bine că s-a deschis iar. Ca să bem ceva, trebuia să mergem la 10 minute de aici. Nu le păsa că vedeau fețe noi. Fostul patron s-a retras, unul dintre ei zise. Era un tip de treabă. Îl cunoașteți de mult? Doar de 15 zile de când lucrăm în cartier. Noi avem obiceiul să ne mutăm dintr-un loc în altul. Totuși, curiozitatea le fusese nițel stârnită de Maigre, pe care îl vedeau dând târcoale peste tot. Ăsta cine e, că pare de-al casei? Iar Chevrier răspunse cu candoare. Șt, e socrul meu! Pe soba de la bucătărie fierbea ceva înnăbușit, casa prindea viață. Un soare cu dinți intra prin ferestrele mari ale cafenelei. Chevrier, cu mânecile suflecate și ținute cu elastice, măturase rumegușul. Telefonul sună. Pentru dumneavoastră, șefule, Moers. Bietul Moers nu dormise toată noaptea. În privința amprentelor, nimic deosebit. Erau de tot felul, pe sticle și pe mobile. Cele mai multe erau deja vechi și se suprapuneau fără nicio ordine. Cele mai clare, pe care le transmisese serviciului antropometric, nu corespundeau niciunei fișe existente. Cam peste tot în casă au lucrat cu mănuși de cauciuc. Un singur lucru a dat rezultate, rumegușul. În urma analizei am găsit urme de sânge. Sânge de om? Voi afla peste o oră, da? Sunt aproape sigur că da. Lucas, care în dimineața aceea avusese și el ceva de făcut, sosi pe la 11 bine dispus și Maigre remarcă faptul că își pusese o cravată de culoare deschisă. Un vermut, ceru el colegului său Chevrier, făcându-i cu ochiul. Irma agățase de ușă o tăbliță pe care scrisese cu cretă sub cuvintele meniul zilei friptură de vițel cu măcriș. O puteai auzi agitându-se de colo-colo și, cu siguranță, nu și-ar fi cedat locul pentru nimic în lume. Să urcăm, îi zise Maigre lui Lucas. Se așezară în dormitor lângă fereastra care acum putea fi deschisă pentru că afară era cald. Macaraua lucra pe malul apei scoțând butoaie din pântecele unui șlep. Se auzau semnalele fluierate, scârțâitul lanțurilor, iar pe apa lucitoare, remorcherele, gâfâind, treceau într-una în sus și în jos. Îl cheamă Albert Roșeni, am fost pe la impozite, și-a luat autorizația de funcționare acum 4 ani. N-ai găsit numele nevestei sale? Nu, actul este pe numele lui. Am fost la primărie, dar acolo n-au putut să-mi dea nicio informație. Dacă e căsătorit, era dinainte să sosească în cartier. La comisariat? Nimic. Se pare că localul era liniștit. Poliția nu a fost nevoită să intervină niciodată. Privirea lui Maigre se oprea tot timpul asupra fotografiei mortului său, care surâdea de pe comodă. Chevrier va afla probabil mai multe de la clienți. Rămâneți aici? Am putea lua jos masa de prânz ca doi indivizi aflați în trecere. Nicio veste de la Toranz și Janvier? Se ocupă în continuare de cei care frecventează în mod obișnuit cursele. Dacă poți lua legătura cu ei telefonic, spune-le să caute îndeosebi la Vincennes. Mereu aceeași problemă. Hipodromul de la Vincennes era, ca să spunem așa, în cartier. Iar micul Albert, ca și Maigre, era un om care își respecta tabieturile. Oamenii nu se miră că văd localul deschis. Nu prea, sunt unii vecini care vin să arunce o privire de pe trotuar. Își zic probabil că Albert a vândut cuiva. La amiază stăteau amândoi la o masă lângă fereastră și Irma îi servea. Câțiva clienți se așezaseră pe la celelalte mese, îndeoseb mecanici de la Macara. Albert a nimerit în sfârșit calul câștigător, zise unul dintre ei, adresându-se lui Chevrier. S-a retras un timp la țară. Și dumneata îi ții locul. A luat-o pe Nin cu el. Poate că n-o să mai mâncăm atâta usturoi, ceea ce n-ar fi rău deloc. Nu că n-ar fi bun, dar azi miroase gura. Bărbatul o ciupi de fund pe Irma, care trecea pe lângă el, și Chevrier nu zise nimic, ba chiar suportă privirea ironică a lui Lucas. Una peste alta, un tip cum se cade. Dacă n-ar fi fost așa de nebunit după curse. Auzi, dacă avea pe cineva în loc, de ce a lăsat localul închis 4 zile? Și încă fără să anunțe clienții.
În prima zi a trebuit să batem drumul până la podul Charenton ca să găsim ceva de băgat la ghiozdan. Nu, băiete, nu mănânc niciodată camembert, numai brânză de vaș proaspătă, iar lui Jules dă-i rochefer. Erau totuși intrigați și își vorbeau cu glas căzut. Irma interesa în mod deosebit. Chevrier nu mai rezistă mult. Șopti Lucas la urechea lui Megre. E însurat doar de 2 ani. Dacă tipii continuă să pună mâna pe fundul nevestisii, cred că o să le tragă una peste bot. Lucrurile nu au ajuns până acolo. Totuși, inspectorul, apropiindu-se ca să le aducă băutura, rosti cu fermitate. E nevasta mea. Felicitări, băiete, hai, lasă, nu-ți face sânge rău, că noi nu suntem pretențioși. Râdeau în hohote, nu erau niște tipi răi, dar simțeau vag că patronul nu era în largul lui. Înțelegi, Albert își luase măsuri de precauție, nici un pericol să-i o fure cineva pe Nin. De ce? N-o cunoști? N-am văzut-o. N-ai pierdut nimic, amice, ai ar fi fost în siguranță și într-o cazarmă. Era cea mai bună fată din lume, asta da. Nu-i așa, Jules? Ce vârstă are? Tu crezi că are o vârstă, Jules? Probabil că nu are, poate 30 de anișori, poate 50, depinde din ce parte o privești. Dacă e partea cu ochiul bun, hai, treacă, meargă, da, dacă e cealaltă, e sașie? Și încă cum, tăicuță, ia auzi ce întreabă. Păi, ar fi putut să se uite în același timp la vârful pantofilor tăi și la vârful turnului Eiffel. Albert o iubea? Lui Albert, băiete, îi plăcea să se respecte, înțelegi? Tocană lui nevastă ta e bună, ba chiar grozavă, dar pun prin soare că tu o iei frumușel spre piață pe la 6 dimineața. Poate ai da și o mână de ajutor la curățatul cartofilor și peste un ceas nicio șansă să o ocupe ea de veselă în timp ce tu te duci să te dai mare pe hipodrom. Cu Nin, da, Albert ducea o viață de caid, fără să mai pui la socoteală că trebuie să fie avut ea și lovele. De ce în acel moment Luca se uitase la Megre cu coada ochiului? Oare nu pentru că într-un fel cei doi distrugeau mortul comisarului? Mecanicul continuă. Nu știu cum i-a câștigat, da, după cum o făcuse natura, sigur, nu dând chestia aia. Megre nu zicea nimic, ba chiar schița un zâmbet, nu scăpa nicio vorbă. Cuvintele se transformau automat în imagini. Portretul micuțului Albert se completa treptat, iar comisarul părea că își păstrează întreaga afecțiune față de personajul care se contura astfel. Voi de unde sunteți? Din Berry, răspunse Irma. Eu din Cher, zise Chevrier. Atunci, nu la voi l-ați cunoscut pe Albert, el e un tip din nord, un șetimi. Nu de la Turcoing, Jules? De la Robe? Tot aia e. Megre interveni în discuție, ceea ce nu era deloc surprinzător într-o cafenea frecventată de obișnuiții casei. N-a lucrat cumva pe lângă gara de nord? Ba, da, la Cadran a fost chelner vreo 10-12 ani în aceeași braserie, înainte de a se instala aici. Megre nu pusese întrebarea la întâmplare. Cunoștea el oameni din nord care atunci când veneau la Paris păreau că suferă toate chinurile de pe lume îndepărtându-se de gara lor, astfel încât formau o adevărată colonie în preajma străzii Maubej. Probabil că nu, acolo a cunoscut-o pe Nin. Acolo sau în altă parte fapte că a tras lozul cel mare. Bineînțeles, nu că ar fi fost un amor nebun, ci pentru că nu mai trebuia să-și facă griji. Ea e din sud? E, da, și nu prea. Din Marsilia? Din Toulouse. Avea accent față de accentul ei, cel al tipului care face anunțurile la radio Toulouse, e apă de ploaie. Nota, băiete. Auzi, patroane, dar unde-s bunele maniere? Chevrier se încruntă derutat, Megre înțelesese însă și interveni imediat. Are dreptate. Când un local schimbă proprietarul, patronul face cinste. La masa de prânz au venit în total doar 7 clienți. Unul dintre pivnicerii de la SES, un bărbat între 2 vârste, cu un aer morocănos, mânca în tăcere într-un colț, nemulțumit de toate, de bucătăria care nu mai era aceeași, de tacâmul care nu era al lui, de vinul alb care îi se servea în loc de vinul roșu cu care era el obișnuit. O să devină un local ca toate celelalte. Bombăni el la plecare. Totdeauna se întâmplă așa. Chevrier începuse să nu se mai distreze la fel de bine ca dimineață. Doar Irma era în continuare veselă, jongla cu tipsiile, cu stivele de farfurii și se apucă să spele vasele fredonând. La 1:30 în cafenea mai rămăseseră doar Megre și Lucas. Începea perioada moartă când abia dacă mai intra câte un client, un trecător însetat sau o echipă de 2 piloți fluviali care așteptau să le fie încărcată ambarcațiunea. Megre trăgea încetişor din pipă cu burta înainte pentru că mâncase mult, poate ca să-i facă plăcere Irmei. O rază de soare îi încălzea o ureche, părea căzut în aromeală, când brusc îl călcă pe picior pe Lucas. Un bărbat trecuse pe trotuar.
Se uitase foarte atent în interiorul cafenelei, apoi, ezitând, făcuse cale întoarsă și se apropiase de ușă. Potrivit de înălțime, individul nu purta nici pălărie și nici șapcă. Avea părul roșcat, pistrui pe față, ochi albaștri și o gură cărnoasă. Apăsă pe clanță, intră, tot ezitând, iar atitudinea lui avea ceva flexibil, o prudență ciudată a gesturilor. Pantofii foarte uzați nu mai fusese rădați cu cremă de câteva zile. Costumul închis la culoare era tocit, cămașa avea o culoare îndoielnică și cravata era prost înnodată. Lăsa impresia unei pisici care intră cu precauție într-o cameră necunoscută, privind la tot ce era în jur, adulmecând o posibilă primejdie. Avea probabil o inteligență submediocră. Oamenii simpli de la sate au uneori ochi ca ai lui, în care poți citi doar o șiretenie instinctivă sau suspiciune. Pe semne că era nedumerit de prezența lui Megre și Lucas. Se ferea de ei, înaintea pieziși spre teșghea, trăgând cu coada ochiului la cei doi, bătând teșghea cu o monedă. Șevrier, care mânca într-un colț al bucătăriei, își făcu imediat apariția. Cei? Bărbatul încă ezita, părea răgușit. Scoase un sunet cavernos, apoi renunță să mai vorbească și arătă cu degetul sticla de coniac de pe etajeră. Acum îl privea pe Șevrier drept în ochi. Era ceva ce nu pricepea, ceva ce depășea puterea lui de înțelegere. Cu vârful pantofului, Megre, netulburat, apăsa pe degetele lui Lucas. Scena nu dură mult, dar păru foarte lungă. Bărbatul se căută de bani în buzunar cu mâna stângă, în timp ce cu dreapta ducea paharul la gură și bău pe nerăsuflate. Alcoolul îl făcu să tușească. Pleoapele îi se umeziră. A zvârlit câteva monede pe teșghea și ieși din câțiva pași foarte mari și foarte rapizi. Odată ajuns afară, îl văzură grăbindu-se în direcția cheiului Bersi și uitându-se înapoi. Du-te, îi zise Megre lui Lucas, dar mi-e teamă că o să-i pierzi urma. Lucas se repezi afară, comisarul îi zise lui Șevrier, cheamă un taxi, repede. Cheiul Bersi era lung, drept, fără străzi transversale. Poate că va avea timp cu mașina să-l prindă din urmă mai înainte să-i scape lui Lucas. Pe măsură ce ritmul urmăririi creștea, Megre avea tot mai mult impresia că trăia acea scenă pentru a doua oară. Așa îi se întâmpla uneori în vis și de asemenea vise se temea cel mai mult încă de când era copil. Înaintea într-un decor în general complicat și brusc avea senzația că mai fusese acolo, că făcuse aceleași gesturi și rostise aceleași cuvinte. Asta îi provoca un fel de amețeală, îndeosebi în clipa în care înțelegea că trăia momente pe care le mai trăise odată. Acestei vânători de oameni, începută pe cheiul Charenton, îi urmărise prima dată peripețiile din biroul său, atunci când vocea înnebunită a micului Albert îi transmitea din oră în oră ecoul unei spaime crescânde. Spaima creștea și acum. Pe cheiul lung, aproape pustiu, bărbatul, care mergea cu pași mari și supli pe lângă grilaje, întorcea din când în când capul, apoi grăbea pasul, văzând invariabil în urma lui silueta scundă a lui Lucas. Megre în taxi, așezat lângă șofer, mergea în spatele lor. Ce diferență între cei doi bărbați! Primul avea ceva animalic în privire și în felul cum mergea. Mișcările sale, chiar și atunci când începu să alerge, rămâneau armonioase. Pe urmele lui, Lucas, cel rotofei, mergea cu burta puțin înainte, ca întotdeauna, ducându-te cu gândul la acei câini corciți care seamănă cu un salam cu patru picioare, dar care se țin mai bine după mistreț decât cei mai străluciți câini din haită. Toată lumea ar fi pariat pe Roșcovan și împotriva lui Lucas. Megre însuși, când îl văzu pe bărbat profitând de faptul că pe chei era pustiu și pornind cu iuțeală înainte, îi zise șoferului să accelereze. Era inutil. Lucrul cel mai ciudat era că Lucas nu părea că aleargă. Își păstra aspectul cuvincios de mic burghez parizian ieșit la plimbare și mergea mai departe cu pasul lui legănat. Când necunoscutul auzi pași pe urmele sale și când, întorcând pe jumătate capul, îl zări pe Megre în taxiul care ajungea în dreptul său, înțelese că nu-i ajută la nimic să mai alerge și nici să mai atragă atenția, drept pentru care trecu la un mers aproape normal. După amiaza aceea, aveau să treacă pe lângă mii de oameni pe străzi și în piețele publice și, la fel ca în cazul micului Albert, nimeni nu bănuia drama care se juca. Pe podul Austerlitz, străinul, căci în mintea lui Megre, bărbatul era un străin, avea deja o privire mai îngrijorată. O luă pe cheiul Henry IV, se pregătea pentru ceva, simțeai din atitudinea lui. Și, într-adevăr, când ajunse în cartierul St. Paul cu taxiul în continuare pe urmele lui, o luă iar la fugă, dar de data aceasta pe străzile înguste care se întind între strada St. Antoine și cheiuri. Megre era cât pe ce să-l piardă pentru că un camion bloca una dintre străduțe. Copiii ce se jucau pe trotuare se uitau la cei doi bărbați care alergau
și pe care mai greu i-a ajunse din urmă două străzi mai departe. Lugas gâfâia puțin, dar arăta cât se poate de corect în pardesiul lui încheiat. Ba chiar a avut prezența de spirit să-i facă cu ochiul comisarului vreun parcă să-i spună: nu vă faceți griji. Încă nu știa că această vânătoare, la care Maigret asista din mașină fără să se obosească, avea să dureze ore în șir și nici că va deveni tot mai plină de cruzime pe măsură ce timpul avea să treacă. După ce dădu un telefon, omul începu să-și piardă siguranța. Intrase într-un mic bar de pe strada Saint-Antoine, Lucas intrase și el în urma lui. O să-l aresteze? Întrebă șoferul care îl cunoștea pe Maigret. Nu. De ce? Căci pentru el un om urmărit era un om care era până la urmă arestat. La ce bună această urmărire, această cruzime inutilă? Reacționa ca un neinițiat la trecerea unei vânători cu gonaci. Fără să-l bage în seamă pe inspector, străinul luase o fisă de telefon și se închisese într-o cabină. Lucas putea fi văzut prin geamurile bistroului, profitând de situația ca să bea în grabă un pahar mare de bere, ceea ce-l făcu pe Maigret să simtă că era sete. Convorbirea dură mult, aproape 5 minute. De 2-3 ori, Lucas, îngrijorat, se duse să se uite prin vizeta cabinei ca să se convingă că mușteriul lui nu pățise nimic. Apoi ajunseră unul lângă altul în fața teșghelei, fără să-și spună nimic, ca și cum nu s-ar fi cunoscut. Fizionomia bărbatului se schimbase. Se uita în jur cu un soi de rătăcire în priviri, părea că pândește un moment propice, dar probabil înțelesese că nu va mai avea parte de așa ceva. În cele din urmă plăti și ieși. Se îndreptă spre Bastil, făcu un tur aproape complet al pieței, merse un moment pe bulevardul Richard Lenoir, la 3 minute distanță de casa lui Maigret, dar o luă la dreapta pe strada Rochette. Câteva minute mai târziu se rătăcise. Se vedea foarte bine că nu cunoștea cartierul. De 2-3 ori mai încercă să fugă, dar sau era prea multă lume pe străzi, sau zărea la intersecția următoare chipiul unui agent de poliție. Atunci începu să bea. Intră în baruri, nu ca să telefoneze ca înainte, ci ca să bea pe nerăsuflate un pahar de coniac prost, iar Lucas luase hotărârea să nu mai intre după el. În niciunul dintre aceste baruri nu vorbi cu nimeni, până când cineva intră în vorbă cu el, iar el îl privi fără să răspundă ca un om căruia îi se vorbește într-o limbă necunoscută. Maigret înțelese brusc de ce se gândise imediat la un străin când bărbatul intrase la Petit Albert. Nu atât din cauza croielii costumului sau a trăsăturilor feței, care nu erau al unui francez, ci mai mult din cauza acelei prudențe a unui om care nu se află la el acasă, care nu înțelege, care nu se poate face înțeles. Străzile erau însorite, era cald. Spre picpus, portarii și așezaseră un scaun în fața pragului ca într-un orășel de provincie. Câte ocolișuri înainte de a ajunge pe bulevardul Voltaire, apoi în piața Republicii, pe care bărbatul o recunoscu în sfârșit. Coborâ la metrou. Mai spera să scape de Lucas? În orice caz, băgă de seamă că și retlicul său era inutil, căci Maigret îi văzu pe cei doi apărând la suprafață, pe la ieșire. Strada Romur, Altocol, strada Turbigo, apoi prin strada Chapon, strada Beaubourg. Ăsta-i cartierul lui, își zise comisarul. Lucrul ăsta se simțea. Ghiceai după privirea străinului, că recunoștea și cele mai mici prăvălii. Era la el acasă. Oare locuia în unul dintre micile hoteluri prăpădite aflate aici în număr mare? Ezită. Se opri de mai multe ori la colțul unei străzi. Ceva îl împiedica să facă ceea ce voia să facă. Și astfel ajunse pe strada Rivoli, care era un fel de frontieră a acestui cartier păduchios. Nu trecu de ea. Prin strada Arhivelor reveni în ghetou, iar puțin mai târziu străbătea strada Trandafirilor. Nu vrea să-i aflăm adresa. Dar de ce și cui telefonase? Ceruse ajutorul complicilor săi? Ce ajutor putea spera de la ei? Mie milă de amărâtul ăsta, zise șoferul oftând. Sunteți sigur că e un răufăcător? Nu, nici măcar atât. Și totuși trebuiau să-l hăituiască. Era singura șansă de a afla ceva nou despre moartea micului Albert. Transpirai, curgea nasul, din când în când scotea din buzunar o batistă mare verde și bea iar și iar, îndepărtându-se de un fel de nucleu format din străzile Roade, Sicil, Ecufe și Vererii, nucleu în jurul căruia se rotea fără să pătrundă niciodată în el. Se depărta și, atras în mod irezistibil, revenea. Pasul lui devenea atunci mai lent, ezitant, întorcea capul spre Lucas. Apoi căuta cu privirea mașina pe care o urmărea încruntat. Cine știe? Dacă taxiul nu ar fi fost pe urmele sale, poate că ar fi încercat să scape de Lucas, atrăgându-l într-un colț ca să-i facă felul. Pe măsură ce se apropia sfințitul soarelui, străzile deveneau tot mai populate. Pe străzile cu case joase și întunecoase, trotuarele erau acum pline de hoinari. Oamenii din acest cartier, de cum începe primăvara, trăiesc afară.
Ușile magazinelor și ferestrele erau deschise. Te izbea un miros de murdărie și de sărăcie și uneori puteai zări o femeie aruncând apă murdară pe stradă. Lucas era probabil la capătul puterilor, deși nu dădea niciun semn. Maigret se gândea să se folosească de prima ocazie ca să-l schimbe, era cam rușine că el mergea cu taxiul, ca invitații care urmăresc o vânătoare cu gonaci din mașină. Erau intersecții pe unde mai trecuseră de 4-5 ori. Apoi, bărbatul se gândi la altă și retenie. Alese intrarea întunecoasă a unei case, iar Lucas se opri la poartă. Maigret făcu semn să se țină după individ. Atenție! Îi strigă el din mașină. După câteva clipe, cei doi bărbați ieșau. Era clar că străinul intrase în prima casă întâlnită în cale, sperând că îi va deruta pe polițiști. Repetă această figură de încă 2 ori. A doua oară, Lucas îl găsi așezat în capătul de sus al scării. Cu puțin înainte de ora 6, se aflau iar la colțul format de strada Roa de Sicil cu Rue Vieille du Temple, într-un decor de curte a miracolelor. Străinul ezită încă o dată. Apoi intră pe stradă, unde mișuna o mulțime de oameni prăpădiți. Se vedeau globurile mate ale câtorva hoteluri. Prăvăliile erau înguste și culoarele duceau spre curți misterioase. Nu ajunse prea departe. Făcu vreo 10 metri, apoi răsună o împușcătură, scurt, nu mai tare decât pocnetul unui pneu spart. Mișcarea străzii, parcă din cauza inerției, continuă câteva clipe înainte de a se opri. Ai fi zis că taxiul se oprise singur de uimire. A urmat zgomotul unei alergări. Lucas țâșni înainte, răsună încă o împușcătură. Nu se putea vedea nimic din cauza mișcărilor mulțimii. Maigret nu știa dacă inspectorul fusese lovit sau nu. Coboruse din mașină și se repezise spre necunoscut. Acesta era așezat pe trotuar, nu era mort. Se sprijinea într-o mână și cu cealaltă se simținea de piept. Ochii săi albaștri se întoarseră spre comisar cu o expresie de reproș. Privirea îi se încețoșă. O femeie zise, mai mare jalea. Bustul se clătină și căzu de-a latul trotuarului. Omul murise. Lucas se întoarse cu coada între picioare, dar nevătămat. Al doilea glonț nu-l nimerise. Fugarul încercase să mai tragă și a treia oară, dar probabil că îi se blocase arma. Inspectorul abia dacă îl întrezărise. N-aș putea să-l recunosc, totuși, mi se pare că e brunet. Mulțimea, fără să pară, ajutase la fuga asasinului, ca din întâmplare Lucas nu găsise niciun moment cale liberă în fața lui. Și acum erau înconjurați de un cerc de oameni cu o atitudine dezaprobatoare și aproape amenințătoare. Celor din cartier nu le trebuia mult ca să-i miroasă pe polițiști în civil. Un agent de poliție se apropie de ei, îndepărtând curioșii. Ambulanța municipală, mormăi Maigret. Mai întâi fluieră ca să schem 2-3 colegi. Preocupat, îi dădu cu glas căzut instrucțiuni lui Lucas, pe care îl lăsa la locul incidentului împreună cu agenții. Apoi se uită iar la mort. Îi venea să-i scotocească buzunarele imediat, dar o pudoare ciudată îl împiedică să o facă în prezența curioșilor. Era un gest prea precis, prea profesional, care ar fi căpătat acolo aparența unei profanări, chiar a unei provocări. Ai grijă! Îi recomandă comisarul cu glas căzut. Sigur, mai sunt și alții. Se aflau la doar 2 pași de cheie de Zorfevră, unde îl și lăsă taxiul. Urcă repede la biroul șefului și bătu la ușă fără să se anunțe. Alt mort, zise el. A fost împușcat sub ochii noștri ca un iepure în plină stradă. A fost identificat? Lucas are să fie aici peste câteva minute, imediat ce cadavrul va fi luat din stradă. Poți să dispun de vreo 20 de oameni. E vorba de asedierea unui întreg cartier. Care cartier? Roa de Sicil. Directorul poliției judiciare se strâmba și el. Maigret se duse în biroul inspectorilor, alese câțiva și le dădu instrucțiuni. Apoi se duse la comisarul care conducea brigada moravuri. Poți să-mi împrumuți un inspector care cunoaște ca pe buzunarul lui strada Roa de Sicil, strada Trandafirilor și cartierul din jur? Probabil că sunt pe acolo destule prostituate. Prea multe. Peste o jumătate de oră va primi o fotografie. Al cadavru? Din păcate, dar are fața întreagă. Am înțeles. Probabil că sunt mai mulți cuibăriți prin împrejurimi. Atenție, ăștia ucid. Apoi cobor la supravegherea hotelului și îi ceru aproape același lucru colegului de acolo. Era important să acționeze repede, să asigură că inspectorii plecaseră să-și ia locurile în primire în jurul cartierului, apoi telefonă la Institutul Medico-Legal. Fotografiile? Puteți trimite după ele peste câteva minute. Cadavrul a sosit, se lucrează. I se părea că uită ceva. Rămase locului gata de plecare, scărpinându-și bărbia și brusc în minte i-a apărut imaginea judecătorului Comelio. Din fericire. Alo, bună seara, domnule judecător, aici Maigret. Ce se mai aude cu patronul dumitale de cafenea, domnule comisar? Era chiar patron de cafenea, domnule judecător. A fost identificat, cât se poate de exact.
Ancheta face progrese? Avem deja un mort. Parcă îl vedea pe magistrat tresărind la capătul celălalt al firului. Poftim? Avem încă un mort, de data asta e din tabăra opusă. Vreți să spuneți că a fost ucis de poliție? Nu, nu, au avut grijă ai lui. Despre care ai lui vorbiți? Niște compliși, probabil. Au fost arestați? A, nu încă, coborâ glasul. Mi-e teamă, domnule judecător, că ancheta va fi lungă și dificilă. E un caz urât, tare urât. Ăștia ucid, înțelegeți? Presupun că dacă n-ar fi ucis, n-ar mai fi fost niciun caz. Nu, nu mă înțelegeți. Ucid cu sânge rece ca să se apere. Să știți că e ceva destul de rar în ciuda părerilor publicului. Nu ezită să-l omoare pe unul de-al lor. De ce? Poate pentru că fusese descoperit și risca să dea în vileac tot cuibul, iar cartierul e și el unul dintre cele mai periculoase din Paris. O adunătură de străini fără acte sau cu acte false. Ce aveți de gând să faceți? Voi respecta rutina pentru că sunt obligat să o fac, pentru că e în joc responsabilitatea mea. O razie în noaptea asta, deși nu va duce la nimic. În orice caz sper să nu ne aducă noi victime. Și eu sper. Pe la ce oră aveți de gând să acționați? Ca de obicei, pe la 2 dimineața. Diseară am o partidă de bridge. O voi prelungi cât mai mult posibil. Telefonați-mi imediat după razie. Bine, domnule judecător. Când îmi trimiteți rapoartele? Imediat ce voi avea timp. Probabil că nu înainte de mâine seară. Și bronșita? Care bronșită? Uitase. Lucas intra în birou cu un carnet roșu în mână. Maigre știa deja ce era. Era un carnet sindical pe numele de Victor Polienski, de naționalitate cehă, muncitor necalificat la uzinele Citroen. Ce adresă are? Cheiul Javel, numărul 132. Ia stai puțin, cunosc adresa asta. Trebuie să fie un imobil mizerabil cu camere de închiriat în colțul format de chei cu nu mai știu care stradă. Am făcut acolo o descindere cam cu 2 ani în urmă. Vezi dacă au telefon. Lângă Sena, alături de masa întunecată a uzinelor, se afla un imobil prăpădit, plin de străini proaspăt sosiți care dormeau deseori 3-4 într-o cameră, în ciuda regulamentelor poliției. Cel mai surprinzător era faptul că toată casa era condusă de o femeie și că ea reușea să se descurce cu toți acei oameni. Le făcea chiar și de mâncare. Alo, cheiul Javel numărul 132? Răspuns o voce răgușită de femeie. Polienski acolo în acest moment? Femeia tăcea, se gândea înainte să răspundă. Mă refer la Victor. Da, și? E acolo? Da, ce te privește? Sunt un prieten de-al lui. Da, da, ești un polițai. Să spunem că sunt de la poliție. Polienski mai locuiește la dumneata? Nu mai trebuie să spun că declarațiile vor fi verificate. Cunoaștem. Deci? Nu, mai stă aici de mai bine de 6 luni. Unde lucra? La Citroen. Era de mult timp în Franța? Habar n-am. Vorbea franțuzește? Nu. Asta mult timp la dumneata? Vreo 3 luni. Avea prieteni? Primea vizite? Nu. Avea actele în regulă? Probabil pentru că brigada voastră nu mi-a spus nimic. Încă o întrebare, lua masa la dumneata? De cele mai multe ori. Frecventa femeile? Auzi mă, porcule, dar crezi că eu mă ocup de chestii de-astea? Închise și se adresă lui Lucas. Telefonează la serviciul pentru străini. Omul nu apărea deloc în dosarele poliției pariziene. Cu alte cuvinte, cehul intrase fraudulos, ca mulți alții, ca mii și mii care bântuiau cartierele dubioase ale Parisului. Asemenea celor mai mulți dintre ei, probabil că făcuse rost de acte de identitate false, unele ateliere din jurul foburgului sunt Antoanele fabrică în serie la prețuri fixe. Sună la Citroen. Sosiră fotografiile mortului și Megrele distribuie inspectorilor de la celelalte servicii. Apoi urcă chiar el la antropometrie cu amprentele digitale. Moers nu e aici? Întrebă el, crăpând ușor ușa laboratorului. Moers nu ar fi trebuit să se afle acolo pentru că lucrase toată noaptea și toată ziua. Avea și el nevoie să doarmă puțin. Nu avea familie, nicio legătură cunoscută și nicio altă pasiune în afara laboratorului. Sunt aici, șefule. Încă mort pentru tine. Treci mai întâi pe la biroul meu. Coborâră împreună, Lucas vorbise cu serviciul contabilitate de la Citroen. Bătrâna n-a mințit, a lucrat la uzină ca muncitor necalificat timp de 3 luni. Nu mai apare pe statul de plată de aproape 6 luni. Muncitor serios? Puține absențe, dar au atât de mulți încât nu-i cunosc pe fiecare în parte. Am întrebat dacă vorbind mâine cu șeful lui s-ar putea obține mai multe informații. E imposibil. Se poate doar în cazul specialiștilor. Muncitorii necalificați care sunt aproape toți străini vin și pleacă și n-ai cum să-i cunoști. Câteva sute așteaptă tot timpul în fața porților ca să fie angajați. Lucrează 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni și pe urmă dispar. Se mutați de la un atelier la altul în funcție de nevoi. Buzunarele? Pe birou se afla un portofel din piele uzat, care fusese probabil verde și care, în afara legitimației sindicale, mai conținea fotografia unei tinere. Avea o față rotundă, foarte proaspătă, cu fruntea încadrată de cozi grele și împletite. O cehoaică, probabil, de la țară.
Două bancnote de 1000 de franci și 3 de 100 de franci. E mult, mormăi Maigret. Un cuțit lung cu buton, cu lama îngustă și ascuțit ca un brici. Moers, nu crezi că micul Albert ar fi putut foarte bine să fie ucis cu acest cuțit? Posibil, șefule. Batista era și ea verzuie. Probabil că lui Victor Polienski îi plăcea verdele. Pentru tine. Nu prea te ispitește ea, dar nu se știe niciodată ce aflăm din analizele tale. Un pachet de țigări caporal și o brichetă germană. Mărunțiș, nicio cheie. Lucas, ești sigur că nu era nicio cheie? Sunt sigur, șefule. A fost dezbrăcat? Nu încă, să vină Moers mai întâi. Du-te, bătrâne, de data asta n-am timp să merg cu tine. Va trebui să mai lucrez o parte din noapte și vei fi frân de oboseală. Pot foarte bine să rezist două nopți la rând, că nu-i prima dată. Maigret ceru legătura la Petit Albert. Nimic nou, Emil? Nimic, șefule, liniște. Multă lume? Mai puțină decât dimineață. Au venit câțiva să bea un păhărel, dar aproape nimeni n-a rămas la masă. Pe nevasta ta o mai distrează jocul ăsta? E încântată, a făcut curat în dormitor, a schimbat așternutul și ne vom simți foarte bine. Roșcovanul? A murit. Ce? Unul dintre amicii lui a preferat să-l lichideze cu un glonț pe când dorea să se întoarcă acasă. Mai aruncă o privire în biroul inspectorilor. Trebuia să se gândească la toate. Citroenul galben? Nimic nou. Totuși niște oameni l-au semnalat în cartierul Barbro și Cușar. Nu-i rău deloc, trebuie să urmărim pista asta. Încă o dată, din motive geografice, cartierul Barb se învecina direct cu cel al Gării de Nord, iar Albert fusese mult timp chelner într-o braserie din acel cartier. Ți-e foame, Lucas? Întrebă comisarul. Nu foarte tare, pot să mai aștept. Ai vorbit cu soția ta? O să-i dau un telefon. Bine, o sun și eu pe-a mea și rămâi cu mine. Totuși era puțin obosit și prefera să nu lucreze singur, mai ales că noaptea se anunța foarte încărcată. Se opriră amândoi la braseria Dauphin ca să bea un păhărel înainte de masă. Totdeauna, când erau prinși astfel într-o anchetă, constatau cu uimire destul de naivă că viața continuă în mod normal în jurul lor, că oamenii se ocupau de treburile lor, glumeau. Ce le păsa lor că un ceh a fost împușcat pe trotuarul străzii Rua de Sisil? Câteva rânduri într-un ziar. Apoi, într-o zi, urmau să afle că asasinul fusese arestat. Și nimeni, în afara inițiaților, nu știa că se pregătea o razie pentru noaptea aceea în unul dintre cartierele cele mai populate și mai nesigure din Paris. Îi vedea cineva pe inspectorii postați la toate colțurile de stradă cu o atitudine cât mai indiferentă? Poate câteva prostituate ascunse în unghiere de unde ieșeau din când în când ca să se agațe de brațul unui trecător, tresăriseră recunoscând silueta caracteristică a unui agent de la Moravuri. Acestea se așteptau să petreacă o parte din noapte în arest. Erau obișnuite. Li se întâmpla cel puțin o dată pe lună. Dacă nu erau bolnave, erau eliberate pe la 10 dimineața. Și apoi, nici patronilor de imobile cu camere de închiriat nu le era pe plac să vină cineva la o oră neobișnuită și să le controleze registrele. Ei erau în regulă. Totdeauna erau în regulă. Li se băga o fotografie sub nas, se prefăceau că o privesc cu atenție și uneori își puneau și ochelarii. Îl cunoști pe tipul ăsta? Nu l-am văzut în viața mea. Ai cehi aici? Am polonezi, italieni, un armean, dar cehi nu. Bine. Rutina. La bar, unul dintre inspectori care se ocupa doar de mașina galbenă chestiona proprietarii de garaje, mecanici, agenții de poliție, comercianții și portarii. Rutina. Șevrier și nevasta lui făceau pe patronii de bar pe cheiul Charenton și peste puțin timp, după ce vor fi tras obloanele, se vor așeza în fața sobei să sporovăiască înainte de a se duce să doarmă liniștiți în patul micului Albert și al nevestei sale cu ochi sașii. Alta care trebuia găsită. Nu era cunoscută la Moravuri. Ce se întâmplase cu ea? Știa că soțul ei era mort? Dacă știa, de ce nu venise să identifice cadavrul atunci când fotografia fusese publicată în ziare? Ceilalți era posibil să nu-l fi recunoscut. Dar ea? S-o fi luat asasinii cu ei? Nu se afla în mașina galbenă când cadavrul fusese lăsat în piața Concord. Pun prin soare, zise Maigret, care își urmărea ideea, că o vom găsi într-o zi la țară. Când se întâmplă ceva urât, nu îți vine să crezi câți oameni simt nevoia să respire aerul de la țară. De cele mai multe ori într-un hal liniștit unde mâncarea e bună și vinul ușor. Luăm un taxi. Iar vor avea probleme cu casierul care analiza cu o încăpățânare dezagreabilă notele de cheltuiel și exclamă: Ce? Eu mă plimb cu taxiul? Opriră unul ca să nu mai treacă Pont-Neuf și să aștepte autobuzul. La Cadran, pe strada Maubeuge. O braserie frumoasă, așa cum îi plăceau lui Maigret, care încă nu fusese modernizată, cu șirurile clasice de oglinzi pe pereți, bancheta de moleschin roșu închis, mesele de marmură albă și aici și colo, o cutie sferică din nichel pentru cârpe.
Mirosea frumos a bere și a varză cu cârnați, doar că era cam multă lume, oameni prea grăbiți, încărcați de bagaje, care beau sau mâncau prea repede și chemau nerăbdători chelnerii cu ochii la ceasul luminos al gării. Patronul, care se ținea pe lângă casă, demn și atent la tot ceea ce se întâmpla, se înscria și el în tradiție. Mic de statură, grăsuț, chel, cu costumul larg și pantofi fini, fără nicio urmă de praf. Două porții de varză cu cârnați, două halbe și patronul, te rog. Vreți să vorbiți cu domnul Jean? Da. Un fost chelner sau fost șef de sală, care probabil că avea acum propria lui afacere. Domnilor, aș vrea o informație, domnule Jean. Ați avut aici un chelner pe nume Albert Rochain, căruia îi se spunea, cred, micul Albert. Am auzit de el. Nu l-ați cunoscut? Abia de 3 ani am cumpărat localul. Casiera de atunci îl cunoscuse pe Albert. Vreți să spuneți că ea nu mai e aici? A murit anul trecut, a trăit mai bine de 40 de ani în acest loc. Arătă spre casa din lemn lăcuit, în spatele căreia trona o persoană blondă la vreo 30 de ani. Și chelnerii? Mai era unul în vârstă, Emest, dar între timp s-a pensionat, s-a întors în ținutul natal undeva în Dordonia, dacă nu mă înșel. Patronul stătea în picioare în fața celor doi clienți care mâncau, dar nu scăpa nimic din ceea ce se petrecea în jurul său. Jules, la 24, zâmbea de departe unui client care ieșea. Franioa, bagajele doamnei, fostul proprietar mai trăiește? E cât se poate de sănătos. Știți unde l-aș putea găsi? La el acasă, bineînțeles, mă vizitează din când în când. Se plictisește și zice că ar vrea să reintre în afaceri. Vreți să-mi dați adresa lui? Sunteți de la poliție? Întrebă cu simplitate patronul, comisarul Megre. Mă scuzați, nu-i cunosc numărul, dar pot să vă explic pentru că m-a invitat de 2-3 ori la prânz. Cunoașteți Jeanville? Aveți în fața ochilor insula Amur, puțin mai departe de pod. Nu locuiește pe insulă, ci într-o vilă situată chiar în dreptul promontoriului. E acolo un fel de garaj cu ambarcațiuni, o veți recunoaște cu ușurință. Era 8:30 când taxiul opri în fața vilei. Pe o placă de marmură scria cu litere ca de tipar cuibul și puteai vedea o pasăre din insule sau ceea ce se dorea a fi o pasăre din insule așezându-se pe marginea unui cuib. Probabil că s-a chinuit ceva până a găsit ideea asta, remarcă Megre sunând. Fostul patron al braseriei Cadran se numea într-adevăr Loiseau, Désiré Loiseau. O să vezi că e din nord și că ne va servi cu un rachiu vechi de ienupăr. Întocmai. Văzură mai întâi o femeie mică și grasă, blondă, rozalie la față, pe care trebuia să o privești de aproape ca să-i observi ridurile fine de sub stratul gros de pudră. Domnule Loiseau, strigă ea, vă caută cineva. Totuși era doamna Loiseau. Femeia-i pofti să intre în salonul care mirosea a lac. Loiseau era și el gras, dar înalt și lat în numeri, mai înalt și mai lat decât Megre, ceea ce nu îl împiedica să se miște cu o ușurință de dansator. Luați loc, domnule comisar, și dumneavoastră, domnul inspector Lucas. Ca să vezi, am cunoscut pe cineva la școală care se numea tot Lucas. Nu sunteți belgian, domnule inspector? Eu sunt. Se vede, nu? Ba da. Lăsați că nu mi-e rușine, că nu-i nimic dezonorant. Nevestică ne servește ceva de băut. Și într-adevăr au avut parte de păhărelul de rachiu de ienupăr. Albert, sigur că mi-amintesc. Un băiat din nord, de altfel cred că mama lui era și ea belgiancă. A părut rău după el. Vedeți, meseria noastră contează cel mai mult veselia. Oamenilor care vin la cafenea le place să vadă fețe zâmbitoare. De exemplu, mi-amintesc de un băiat, un om cum se cade și care avea nu știu câți copii, care s-a plecat spre clienții ce comandau un sirop, o apă minerală sau orice altceva fără alcool, ca să le șoptească la ureche. Și dumneavoastră aveți ulcer? Trăia cu ulcerul lui. Vorbea numai despre asta și am fost nevoit să-l concediez, pentru că oamenii schimbau locul când îl vedeau că se apropie de masa lor. Albert era exact invers, un hazliu. Fredona purta pălăria părând că jonglează, că se amuză și avea un fel de-a lui de a spune ce timp frumos e azi. V-a părăsit ca să-și deschidă propriul local? Da, undeva spre Charenton. A primit o moștenire? Nu cred, mi-a spus doar că se căsătorește. Atunci când a plecat? Da, cu puțin timp înainte. N-ați fost invitat la căsătorie? Cu siguranță că aș fi fost dacă ar fi avut loc la Paris, căci la mine angajații erau ca niște membri ai familiei. Dar s-au căsătorit în provincie, nu mai știu unde. Nu puteți să vă amintiți? No, mărturisesc că pentru mine tot ce-i mai jos de Loara înseamnă sudul Franței. Ați cunoscut-o pe soția lui? A venit într-o zi să mi-o prezinte. O brunetă, nu cine știe ce. Era sașie? Da, se uita puțin chiorâș, dar nu era ceva neplăcut. Există oameni la care asta te șochează, dar altora nu le stă rău deloc. Nu-i cunoașteți nici numele de fată? No, am impresia că era o rudă, o verișoară sau ceva de genul ăsta. Se cunoșteau dintotdeauna. Albert spunea, dacă tot trebuie să ajungi la asta, măcar să o faci cu cineva cunoscut. Nu putea să trăiască fără glume.
Se pare că era as la șansonete, iar unii clienți mi-au spus foarte serios că ar putea să-și câștige viața în music hall-uri. Încă un păhărel? Vedeți, aici e liniște, chiar prea liniște, și s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să-mi reiau meseria. Din păcate nu se mai găsesc mulți angajați ca Albert. Îl cunoașteți, îi merge afacerea. Maigret preferă să nu spună că Albert murise pentru că prevedea o oră întreagă de lamentații și suspine. Avea prieteni apropiați, era prieten cu toată lumea. De exemplu, nu venea nimeni să-l ia după orele de serviciu. No, bătea hipodromurile. Făcea în așa fel încât să fie liber destul de des după amiaza, dar nu era imprudent. N-a încercat niciodată să-mi ceară bani cu împrumut. Juca atâta cât îl ținea punga. Dacă dați cu el, transmiteți-i din partea mea că... Doamna Loiseau, care nu deschisese gura de când își făcuse apariția soțul ei, zâmbea într-una, iar zâmbetul ei semăna cu cel al unei figuri de ceară din vitrina unui coafor. Încă un păhărel? Da, mai ales că rachiul era bun. Apoi, la drum, spre razia, pe o stradă unde nimeni nu-i va mai primi cu zâmbetul pe buze. Două mașini mari ale poliției se opriseră pe strada Rivoli, la colțul ruviei du Temple, și o clipă sub felinarea lucid nasturii argintii ai agenților. Aceștia își ocupaseră posturile, blocând un anumit număr de străzi unde se aflau deja inspectori de la poliția judiciară. Apoi, în spatele mașinilor mari, au oprit dubele. Chiar în colțul străzii Roade Cecil, un locotenent de poliție se uita țintă la ceasul de mână. Pe strada Saint-Antoine, trecătorii, neliniștiți, întorceau capul și grăbeau pasul. În cartierul împresurat se mai vedeau câteva ferestre luminate, puțină lumină la intrările hotelurilor și felinarul de la Casa de Toleranță de pe strada Trandafirilor. Locotenentul de poliție, cu ochii la ceas, număra ultimele secunde și alături de el Maigret, indiferent sau puțin jenat, se uita în altă parte cu mâinile înfundate în buzunarele pardesiului. 40, 50, 60... Două fluierături stridente, cărora le răspunseră imediat alte fluierături. Agenții în uniformă înaintau pe străzi în linie, în timp ce inspectorii intrau în hotelurile suspecte. Cum se întâmpla totdeauna în asemenea cazuri, ferestrele se deschiseră aproape peste tot. Puteai vedea în interior siluete albe care se aplecau afară, îngrijorate sau arțăgoase. Se auzeau deja voci. Un agent ducea cu forță o prostituată pescuită dintr-un ungher al străzii, suportând un potop de fraze triviale. Se auzeau și pași grăbiți, bărbați care încercau să fugă, zbugind-o în întunericul străduțelor, în zadar căci acolo se loveau de alte cordoane de poliție. Actele. Lanternele luminau fețe suspecte, pașapoarte jegoase, cărți de identitate. La ferestre obișnuiți unor astfel de acțiuni, care știau că va trebui să treacă ceva timp până să poată adormi din nou, asistau la razie ca la un spectacol. Vânatul cel mare ajunsese deja în arest. Aceștia nu așteptaseră razia. Din momentul în care spre seară un om fusese comorât în cartier, mirosiseră ce va urma. Și de la căderea nopții, umbrele începuseră să se strecoare pe lângă ziduri, bărbați cu valize vechi sau cu boccele ciudate nimeriseră peste inspectorii lui Maigret. Printre ei se afla un individ cu interdicție de ședere, proxeneți, alții cu acte de identitate false și, ca întotdeauna, polonezi și italieni care nu erau în regulă. Toți luau un aer degajat când li se punea brutal întrebarea: încotro? Mă mut! De ce? Ochii lor luceau temători sau feroce în întuneric. Am găsit de lucru. Unde? Unii spuneau că se duc la sora lor, care locuia în nord sau pe lângă Toulouse. Urcă sus, Duba, o noapte la arest pentru verificarea identității. Cei mai mulți erau niște amărâți, dar puțin dintre ei aveau conștiința liniștită. Maigret fusese înștiințat. Niciun ceh până acum, șefule. Comisarul stătea la postul lui, fumându-și pipa cu un aer posac, privind umbrele care se agitau, auzind strigătele, pașii precipitați, uneori zgomotul înfundat al unui pumn ce lovea o față. Cea mai mare agitație era în hoteluri. Patronii își trăgeau în grabă pantalonii și rămâneau încruntați în biroul de recepție, unde aproape toți dormeau pe un pat de campanie. Unii încercau să le ofere de băut agenților care stăteau de pază pe coridor, în timp ce inspectorii urcau la etaje cu pașii grei. Din acel moment, toate cămăruțele urât mirositoare ale casei începeau să viermuiască de viață. Bătăind prima ușă, poliția! Oameni în cămașă de noapte, bărbați, femei, pe jumătate adormiți, cu tenul livid, toți cu o privire temătoare, uneori rătăcită. Actele. Cu picioarele goale se duceau să le aducă de supernă sau dintr-un sertar, alteori trebuiau să scotocească prin valize vechi, demodate, care veneau de la celălalt capăt al Europei. La Hotel du Lion d'Or, un bărbat golpușcă stătea așezat pe pat, cu picioarele atârnând, în timp ce femeia de lângă el arăta o legitimație de prostituată. Și tu? Omul se uita la inspector fără să înțeleagă. Pașaportul. Omul tot nu se mișca. Corpul său părea cu atât mai alb cu cât era plin de păr foarte negru și foarte lung. Vecinii de palier se uitau la el râzând. Cine e ăsta?
O întrebă inspectorul pe prostituată. Nu știu. Nu ți-a spus nimic? Nu vorbește niciun cuvânt franțuzește. Unde l-ai întâlnit? Pe stradă. La arest. Îi puneau hainele în mână, îi făceau semn să se îmbrace, iar lui îi trebuia mult timp ca să înțeleagă, protesta, se întorcea spre femeie, căreia părea că îi cere ceva. Probabil banii. Poate că ajunsese în Franța chiar în seara aceea și avea să-și încheie prima noapte la arest. Actele. Ușile se întredeschideau spre camere dărăpânate, fiecare emanând în afară de mirosul casei, mirosul locatarilor de o săptămână sau de o noapte. 15-20 de oameni se adunau în fața dubelor. Erau împinși unul câte unul înăuntru, iar unele prostituate care erau obișnuite glumeau cu agenții. Ca să se distreze, unii dintre ei le adresau gesturi obscene. Unii plângeau. Erau și bărbați care strângeau din pumni, printre alții, un adolescent spelb cu capul ras, care nu avea niciun ac și asupra căruia fusese găsit un revolver. În hoteluri sau în stradă se efectua o triere sumară. Adevărata muncă urma să se facă la arest, fie în cursul nopții, fie a doua zi dimineață. Actele. Patronii de hoteluri erau cei mai nervoși pentru că riscau să-și piardă autorizația și niciunul nu era în regulă. Inspectorii găseau la toți călători neînscriși. Știți, domnule inspector, că totdeauna am fost corect, da? Când un client vine la miezul nopții și ești adormit. O fereastră se deschise la Hotel du Lion d'Or, a cărui firmă de un alb lăptos era cea mai aproape de Maigret. Răsună signalul unui agent. Comisarul se apropie și ridică din cap. Cei? Ca din întâmplare, sus se afla un inspector tânăr care bâigui. Cred că ar trebui să urcați. Maigret porni pe scara îngustă cu Lucas în urma lui. Atingea și balustrada și peretele, treptele trosneau. Toate casele astea ar fi trebuit de zeci de ani, poate chiar de secole, să fie rase de pe fața pământului sau mai curând arse cu cuiburile lor de puri și de păduchi din toate țările din lume. Era chemat la etajul 2. O ușă era deschisă și un bec fără abajur, de voltaj mic și cu filament galben, ardea la capătul sârmei de care atârna. Camera era pustie. Dintre cele două paturi de fier, numai unul era desfăcut. Pe jos zăceau o saltea și cuverturi din lână proastă, cenușie, o haină târna pe un scaun, iar pe masă se afla un reșou cu spir de alegurii și sticle goale. Pe aici, șefule! Ușa care dădea în camera vecină era deschisă, iar megrezării o femeie culcată, un chip pe o pernă, doi ochi negri, strălucitori, splendizi, care îl priveau cu sălbăticie. Cei? Întrebă el. Rare ori văzuse o față atât de expresivă. Niciodată nu văzuse una mai sălbatică. Priviți-o bine! Băigui inspectorul. Am vrut să o fac să se ridice. Ea am vorbit de Ana Catadixi să-mi răspundă. Atunci m-am apropiat de pat, am încercat să o scutur de umeri și uitați-vă la mâna mea. M-am mușcat de mi-a dat sângele. Femeia nu zâmbea văzându-l pe inspector cum își arăta degetul mare rănit. Dimpotrivă, trăsăturile îi se crispau ca și cum ar fi îndurat o suferință violentă. Iar Maigret, care se uita cu atenție la pat, se încruntă și mormăi. Păi, naște! Se întoarse spre Lucas. Sună după ambulanță, du-o la maternitate. Spune-i patronului să urce imediat. Tânărul inspector, care acum se înroșise tot, nu mai îndrăznea să privească spre pat. Vânătoarea continua la celelalte etaje ale casei și poderele vibrau. Nu vrei să vorbești? O întrebă Maigret pe femeie. Nu înțelegi franceza? Ea îl privea în continuare fix și era imposibil să gândești ce gândea. Să ghicești ce gândea. Singurul sentiment exprimat de fața ei era o ură sălbatică. Era tânără. Probabil că nu împlinise încă 25 de ani, iar obrajii plini erau încadrați de un păr lung, de un negru mătăsos. Cineva se potignea pe scară. Patronul se opri ezitând în cadrul ușii. Cine? Mi se spune Maria. Maria și mai cum? Nu cred că mai are și alt nume. Maigret se înfurie brusc, dar numai decât i s-a făcut rușine. Luă un pantof bărbătesc de la picioarele patului. Și ăsta? Strigă el, aruncându-l spre picioarele patronului. Nici ăsta n-are nume. Și ăsta? Și ăsta? Lua pe rând o haină bărbătească, o cămașă murdară din dulap, un alt pantof, o șapcă. Și astea? Trecuse în camera vecină, arătând spre două valize aflate într-un colț. Și astea? Brânză pe hârtie de ambalaj, pahare, patru pahare, farfurii în care mai rămăseseră niște rezuturi de mezel. Erau înscriși în registru toți cei care locuiau aici? Ai? Răspunde. Și în primul rând, câți erau? Nu știu. Femeia asta vorbește franceza? Nu știu, nu, înțelege câteva cuvinte. De cât timp se află aici? Nu știu. Avea pe gât un furuncul urât, albăstrui, părul rar și un aer bolnăvicios. Pantalonii cu bretelele spânzurând îi alunecau pe șolduri, iar el și-i ținea cu mâinile. Când a început? Întrebă Maigret arătând spre femeie. N-am fost anunțat. Minți! Și ceilalți unde sunt? Probabil că au plecat. Când? Maigret se apropie de el, fioros, cu pumnii strânși. În acel moment ar fi fost în stare să lovească.
Au fugit imediat după ce tipul a fost împușcat pe stradă, recunoaște. Au fost mai șireți decât ceilalți, n-au așteptat să se formeze barajele poliției. Patronul nu răspundea. Uită-te aici, mărturisește că-l cunoști. Îi pusese sub nas fotografia lui Victor Polienski. Îl cunoști? Da. Locuia în camera asta? Alături. Cu ceilalți? Cine se culca cu femeia asta? Jur că nu știu nimic, poate că mai mulți. Lucas se întorcea. Afară se auzi aproape imediat sirena ambulanței. Femeia țipa de durere, dar își mușca buzele pe dată și îi privi pe bărbat sfidător. Lucas, eu mai am ceva treabă aici, te duci cu ea. Nu te miști de lângă ea. Adică să nu te miști de pe culoarul spitalului, eu încerc mai îndată să dau de un interpret ceh. Alți locatari, luați de poliție, coborau greoi scara și se loveau de infirmierii care urcau cu targa. Lumina chioară dădea acestei scene un aer fantomatic, semăna cu un coșmar mirosind a jec și transpirație. Maigret preferă să treacă în cealaltă cameră cât timp infirmierii se ocupau de femeie. Unde o duci? Îl întrebă el pe Lucas. La Lenec, am telefonat la 3 spitale până să găsesc loc.